Cel mai iubit jucător de kendama din lume, Liad Kotlarker, a venit astăzi la București pentru a-și etala talentul. Sute de tineri pasionați s-au înghesuit să-l admire. Cu această ocazie s-au întrecut cu toții în giumbușlucuri și jonglerii, iar cei mai buni au fost premiați cu super kendame. Totul sub privirile resemnate ale părinților, care nu privesc această activitate cu ochi buni. La doar 15 ani, Liad este cel mai iubit jucător din lume. A reușit să obțină locul 3 la mondiale după doar un an și jumătate de practică. Astăzi a venit să-și încânte fanii la București și a făcut senzație. It's great. I really love the hype and the environment and the kids. Everyone plays kendama. Deși totul a început din întâmplare, iar acum este faimos în lumea kendama, Liad nu plănuiește să se oprească aici. My friend showed me and I grabbed the kendama and started playing. I want to become more and more good in kendama. Fanii din România îi calcă pe urme. Luca, de exemplu, are 11 ani și exersează mișcările de aproximativ 2 ani. Foarte bun, sper să ajung și acolo. Da, foarte bine, da. Am venit la concurs să mă distrez. Nici puștii noștri nu se lasă mai prejos. Andrei Puvac, Lucian Cirebea și Andrei Goia au participat la un concurs de kendama în Japonia și au făcut cinste României. Și la ei, totul a început întâmplător. Eram la un concurs de role acum 2 ani, aici în București, și acolo erau niște standuri cu kendame și acolo am descoperit kendama. În urmă cu 2 ani eram la școală și am văzut un prieten, un coleg, se juca cu o jucărie din asta și am zis, hai, o să încerc și eu. Părinții nu au fost la fel de încântați când au văzut jucăriile, iar puștii știu asta. Alex are 12 ani. De 9 luni încoace, petrece cam 5 ore pe zi cu această jucărie. Ce să spună? Mai spune, vezi că mi-ai țăcănit aia în cap, cam atâta. Eu iau și la școală, mă joc colegi în pauze. Profesorii sunt de acord? Nu prea, dar noi tot ne rog și ne jucăm în pauze. Dar de astea nu erau prea încântați. Nu prea le mai place, că sună foarte tare în casă și tot scap pe jos. Cât se joacă pe zi? Cam tot timpul. Deci inclusiv la televizor, dacă ar putea și când mănâncă. Nu e destul de ieftină, indiferent, și nu au pretenții. Cât ați dat pe ea? Până acum? Păi are vreo 4. Asta înseamnă vreo 2 milioane jumate, faceți un calcul. Dar e un lucru bun. E un lucru bun. Decât să stea în spatele blocului sau să facă altceva, mai bine stă și freacă la biluță. Pe 18 noiembrie, modurile din toată țara vor găzdui cel mai mare concurs național de kendama. Câștigătorii din marile orașe se vor întrece în finală la Romexpo, pe 25 noiembrie.